Ei sunt foarte deschiși și foarte comunicativi, sicilienii aparent. Foarte important, am venit să, în primul și în primul rând, să testăm arancini din Sicilia și panini. Aveți și un exemplu de mâncare siciliană. Wow, deci nu știu dacă am văzut ceva mai impresionant decât această biserică până acum. Deci absolut fabulos acest oraș cu view-uri minunate. Și îmi place foarte mult că acolo în Zari avem munții. Nu este chiar cel mai curat oraș, ca să spunem așa. Ne știți că ne place să ne uităm de fiecare dată când mergem într-un nou oraș la cât de curat este acesta. Avem ceva cu pești aici, avem ceva cartofi. Știu că alea sunt măsline. Aici, nu știu, o salată de ceva legume. Iar în interior sunt umplute cu diverse garnituri. Brânză, ouă, paste, nu știu, brânză dulce. Suntem acum într-o altă zonă destul de aglomerată a orașului Palermo. Suntem într-o piață. Salutare și bine ați revenit la un alt vlog din Italia. Și mai exact, din Palermo. Suntem astăzi în Sicilia, o regiune foarte importantă din Italia, a cincea, dacă nu mă înșel, ca și mărime și ca și importanță economică. Suntem în capitala regiunii, suntem în Palermo, un oraș destul de măreșor, am putea spune, în jur de 650.000 de locuitori, după ultimul recensământ, cum ne-am uitat și noi. Regiunea întreagă, Sicilia, este o regiune destul de măreșoară, o suprafață de 25.000 de kilometri pătrați. Populația acestei regiuni este în jur de 4.700.000 de locuitori pe toată insula. Este o insulă destul de mare ca importanță, cred că cea mai mare insulă din Italia, și populația a scăzut între timp pe această insulă, de la 5 milioane de locuitori, a ajuns undeva la 4.700.000. Primul nostru contact cu sudul Italiei oficial începe astăzi, pentru că n-am mai fost niciodată, nu? Și am ales să venim chiar la început de sezon și turiști sunt destui de mulți, nu ne-am așteptat, căci vremea nu este chiar atât de cald cum am așteptat. Este încă răcoare, suntem lângă mare, dar frumos. Este un vibe fain. Trebuie așteptăm să degustăm mâncarea, să patrulăm magazinele, shop-urile, piețele. Și să vedem ce atracții sunt pe această insulă, în această zonă a Italiei, neexplorată de noi până acum. Pornim într-o nouă aventură așadar. Rămâneți cu noi și haideți să începem această aventură împreună. Și am început să explorăm orașul pe această străduță, Via Maqueda, am văzut că se numește pe Google Maps. Este o stradă foarte aglomerată, după cum se poate vedea. Noi ne-am și oprit de asemenea și ne-am făcut full-ul de magneți, după cum ne știți. Am găsit aici, nu știu, mi se par foarte ieftine, adică un euro magnetul în condițiile în care peste tot în altă parte de la 3,50, 2, 3, 4 chiar euro un magnet sau nu știu. Dar chiar și în Roma am găsit la 1 euro, mi-am gândit acum. Da, chiar pe unele străduțe am găsit și acolo mai ieftine. Dar da, începem să ne uităm deja după mâncare, pentru că am văzut foarte multe localuri și foarte multe tipuri de mâncare locală care ne-a fost recomandată și de gazda noastră de aici. Ei sunt foarte deschiși și foarte comunicativi, sicilienii aparent. Și aveți și un exemplu de mâncare siciliană, chiar și prețurile afișate. De obicei nu sunt foarte scumpe mâncărurile aici, așa că vrem și noi să vedem, poate încercăm și noi, ceva de aici. Pentru că ne este un pic foame. De ce spuneai că am venit în Sicilia mai exact? Foarte important, am venit să, în primul și în primul rând, să testăm arancini din Sicilia și panini, bucata aceea de pâine, care este simplă și împlută cu carne și bănuiesc cu ceva sos delicioasă. Toată lumea laudă acea bucată de acel sandwich. Practic e un sandwich. Ok, deci mergem să găsim ceva locuri libere, pentru că sunt foarte aglomerate. Am găsit câteva locuri unde ne-am fi oprit, însă sunt destul de aglomerate deja la ora aceasta.
probabil foarte multă lume, pentru că este ora prânzului, foarte multă lume este să ia masa afară. Deci, fiind și zi de sâmbătă, automat este mult mai aglomerat decât de obicei. Dar hai că găsim aici ceva. Continuând pe această străduță pe care am fost până acum, am găsit această piață foarte interesantă, iar în toate patru colțurile acestei piețe este reprezentat, sau avem de fapt fațada cu statuia lui Carol al V-lea. Este o fațadă specifică a Palatului Regal din Palermo, care include o statuie a împăratului Carol al V-lea, iar această statuie este amplasată într-un cadru arhitectural impresionant și este un simbol al puterii și influenței imperiale în Sicilia în perioada sa. Deci așa se numește strada, pentru că tot nu ne dăm seama cum se numește strada, Via Maqueda. Aceasta este o stradă pe care trebuie să vii neapărat atunci când vizitezi Palermo. Și acum vrem să vizităm această biserică din acest oraș. Pare să fie unul dintre cele mai importante obiective turistice și putem ajunge, din câte am înțeles, și acolo sus, unde vedeți acei oameni, deci pe acoperiș. Wow, deci nu știu dacă am văzut ceva mai impresionant decât această biserică până acum. Priviți și voi un pic. Am fost și în Roma, am fost și în Vatican, dar nu știu, ca aici, pur și simplu ne lasă fără cuvinte. Deci am rămas fără cuvinte la propriu. Incredibil, incredibil, o adevărată capodoperă arhitecturală. Această biserică este, cred că, revelația zilei. Și aceasta este doar biserica. Noi am plătit full turul și mergem să vizităm și mănăstirea. Ne întrebăm oare cum arată mănăstirea și apoi o să mergem și sus pe acoperișul acestei biserici. Pentru toate aceste trei obiective turistice am plătit 10 euro de persoană. Și cred că deja v-ați obișnuit cu noi să spunem că ne este foame, că mergem să căutăm ceva de mâncare, dar când colo, când avem ceva de genul în fața ochilor, cum ați văzut și biserica aceasta impresionantă, pur și simplu nu ne putem abate de la drum, adică era în calea noastră, am găsit asta înainte de mâncare și chiar se merită, pur și simplu este fabulos ce am găsit aici. La fel foarte mulți copaci cu fructe. Și aici avem un portocal, cred că. E foarte frumos acest așezământ, această mănăstire. De fapt, pentru că este o mănăstire. Chiesa Monastero Tetti Santa Caterina d'Alessandria, dacă pronunț-o bine în italiană. Dar este un loc incredibil de liniștitor și de frumos. Și pentru prima oară vedem și noi un bananier. Și chiar în Italia, adică n-a trebuit să mergem foarte departe ca să vedem așa ceva. La fel și aceste fructe pe care eu nu înțeleg, nu le cunosc. Dacă știți voi, lăsați în comentarii dacă știți ce sunt aceste fructe. Iar aici lângă avem un lămâi. Suntem în urcare spre acoperiș. Mie îmi place extraordinar de mult cum se vede și cum arată acest loc din orice unghi l-ai privi. Și avem parte de un prim view de pe acoperișul mănăstirii. Priviți un pic doar cum se vede. Avem aici o grămadă de mănăstiri, de biserici, turnuri. Acestea sunt reprezentate aici într-un panou informativ. Dar realitatea se vede foarte fain. Și un alt unghi
bate un pic vântul, sperăm să se audă. Avem parte aici de un alt unghi de vedere. Acolo urmează să ajungem și noi lângă acea cupolă foarte mare. Dar priviți cât de frumos se vede totul de aici, de sus. Și cât de frumos este cerul albastru și senin. Deci noi din partea cealaltă venim și priviți view-ul nostru de aici, asupra întregii acestei pieți sau piațete. Deci absolut fabulos acest oraș cu view-uri minunate și îmi place foarte mult că acolo în zare avem munții, iar în partea din spatele meu avem marea. Sperăm să se vadă de pe partea cealaltă, poate vă putem arăta. Și aceasta este grădina văzută de sus, iar mai încolo în zare, sperăm să se vadă, este marea. Chiar avem și un vas foarte mare, acum nu înțeleg exact ce este. O altă bijuterie arhitecturală de aici, din Palermo, păcat că este închisă, pentru că este o biserică arabo-normană. Nu am auzit până acum de așa ceva, însă ne-ar fi plăcut să o vizităm. Sunt multe părți ale orașului care sunt foarte îngrijite, dar sunt și niște părți ale orașului în care clădirile nu sunt destul de îngrijite. Este mixt, păcat, dar sperăm să, nu știu, să se întrețină, pentru că chiar este un oraș drăguț, așa, din toate punctele de vedere. Așa ca și o impresie la cald despre orașul Palermo, până acum totul a fost frumos. Nu este chiar cel mai curat oraș, ca să spunem așa. Ne știți că ne place să ne uităm de fiecare dată când mergem într-un nou oraș la cât de curat este acesta și cum arată. Însă am putea spune că este foarte, foarte divers cultural, precum și bisericile. Am observat acum... Da, arhitectura, dar precum și culturile. Deci sunt foarte, foarte multe culturi diferite, adică noi în Italia suntem obișnuiți mai mult să vedem biserici romano-catolice, dar aici ați văzut, au fost, n-am putut să intrăm pentru că era închisă, dar au fost și biserici arabe, sunt fel de fel de alte culturi și în afară de asta sunt la fel foarte multe naționalități care conviețuiesc în acest oraș. Un alt fapt interesant este că observăm aceste trăsuri, aceste călești peste tot prin oraș și turiștii par să le utilizeze foarte des din câte am văzut. Deci a venit și mâncarea noastră, nu mai știm exact ce am luat, însă avem ceva cu pește aici, avem ceva cartofi, știu că alea sunt măsline, aici nu știu, o salată de ceva legume, iar acolo este piesa de rezistență pentru că par a fi fructe de mare, însă vedem când le încercăm. Așadar, haide să avem poftă. Și pentru că am fost harnici și am mâncat tot, domnul care ne-a servit ne-a adus câte un limoncello la fiecare, foarte drăguț din partea lor. Hai noroc! Sau saluti, cum se zice! Și am terminat de mâncat. Am optat pentru platoul acela pe care l-ați văzut cu produse 100% tradiționale și produse locale de aici, din Sicilia. Mâncarea a fost destul de bună. Tot ce ați văzut acolo ne-a costat în jur de 25 de euro. Da. Bine, plus a mai fost ceva servășcear, adică bacșișulor pe care nu îl socotim. Și da, mâncarea foarte bună, are o notă pe Google foarte bună, 4,5 din 6.000 și ceva de review-uri. Deci e un loc frumos, bun. Acum mergem să căutăm un alt loc care l-am văzut mai devreme și vrem să încercăm niște sandvișuri și are Lenuța niște mâncăruri pe care, mâncăruri specifice pe care vrea să le testeze. Așa că mergem să vedem dacă le găsim și să le încercăm. Haideți că am găsit și un restaurant unde se vând arancine, niște lucruri cu carne, deci arată ceva de genul acesta, cum are Mona Lisa în brață. Dar uitați cât de fain arată restaurantul. Haideți că vă arătăm imediat despre ce este vorba. Acestea sunt faimosele arancine pe care Lenuța le voia. Eu mi-am luat ceva cu carne de vită. Ridică-ne și poziția aceasta este din cartof, exteriorul, iar în interior sunt umplute cu diverse garnituri. Brânză, ouă, paste,
nu știu, brânză dulce, poți să fii și cu din alea, poți să fii și dulce și sărat, orice, orice. Surpriză, surpriză, cartofii linuții nu sunt aici. Eu am găsit orez, nu știu ea ce cartofi a găsit, dar la mine este orez și văd că și la ea tot orez este, deci să avem poftă. E galben, de seamănă cu cartofi. Aparent avem și o comunitate de români aici în Sicilia, pentru că am găsit o parohie ortodoxă românească aici, din câte vedem. Suntem acum într-o altă zonă destul de aglomerată a orașului Palermo. Suntem într-o piață, se cheamă Mercato del Capo, dacă pronunț bine. După cum puteți vedea, fructe, legume, fel de fel de mirodenii, am văzut și pește. Marketul stă să se închidă, piața stă să se închidă, pentru că este ora 4 după masă deja. După cum se poate vedea, încă mai sunt ceva tarabe deschise. Avem fel de fel de lucruri pe care le poți găsi într-un market în acesta, dacă vă mai amintiți, am văzut ceva asemănător și în Bremen, astă iarnă. Dar priviți câte culori puteți găsi aici, vibranța culorilor și cât de animat este un loc precum acesta, unde cred că poți să negociezi sincer prețurile, pentru că în piață, din câte mi-amintesc, în Italia permanent s-a putut negocia. Sau cel puțin, dacă e în cantități mai mari, îți fac de obicei reducere. Și pentru că găsim aproape la orice pas în acest market suc stors de fructe proaspete, am decis să ne luăm și noi. Am luat ceva cu portocale și Lenuța... Iar eu cu rodie. Ceva cu rodie. Da, să vedem cum este. Așa arată după o zi de piață, așa arată acest market. După cum vedeți, sunt și zone unde nu sunt chiar curate, dar asta pentru că ei le pregătesc și peste noapte, peste seară, vin și le strâng cu mașinile pentru a doua zi să fie complet curat. Știu că așa se întâmpla și în Torino, când locuiam acolo, tot așa. Peste zi era forfotă mare, piețele erau deschise, lume multă, mizerie se făcea, pentru că, na, n-are cum altfel. Dar peste seară veneau cei de la primărie și curățau, iar a doua zi arăta impecabil. Ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Exact. Așa că să vedem mâine dimineață la ce oră ne trezim și poate ieșim. Avem în plan să mergem mâine printr-un alt market, mult mai mare decât acesta în care am fost astăzi, dar probabil partea aceasta o să apară în următorul vlog, pentru că acesta cred că a ieșit destul de lung cu prima noastră zi pe aici. Partea a doua vlogului o să vă arătăm mai multe marketuri și ce puteți găsi în Sicilia, în Palermo mai exact, dacă veniți aici, pentru că am văzut, să știți că după ce am văzut biserica românească, chiar am întâlnit și mulți români da, pe stradă. Am văzut mulți români chiar acum, pe stradă. Acum, oricând ne-am fi apropiat noi de zonele unde trăiesc mai mulți români, ori nu știu, ori chiar sunt mulți concetățeni. Și chiar mulți turiști români am văzut că... Da, și sunt turiști, dar vizită. Și oameni care par să locuiască aici. Am mâncat, am băut, acum suntem pe drum spre un alt obiectiv care ne-a fost recomandat de gazda noastră de aici din Palermo și se află undeva lângă mare. Nu știm exact ce va fi. Și cu ocazia asta vedem și marea. Da, asta este o scuză bună să facem un pic de mișcare, să luăm un pic orașul la pas. Atâtea stopuri pentru mâncare și alimentare, am putea spune. Ce am observat noi este faptul că după ce lumea ia masa, străzile rămân cam pustii. Sau unele străzi, deși suntem tot în centru, unele străzi au rămas destul de goale. Așa, nu mai este zumzetul ăla și acea nebunie care era pe acele străzi. Cum ați văzut acolo, câte aglomerație și câte forfotă. Aici lumea pare să fie deja poate la somn, mai sunt câțiva care conduc. Să retrag pentru odihnă. Da, pare să fie un stil de viață așa mai relaxat, am putea spune. Da, nu este agitată lumea, să știți că nu-i vezi pe străzi, ai fuga repede, mă grăbesc, nu.
Mi se pare că sunt foarte liniștiți, așa calm. Mi-a plăcut foarte mult această parte a orașului, cu blocuri mult mai moderne față de locurile prin care am trecut până acum și parcă mult mai amenajate, mai aranjate, într-un fel. Aici este un pic mai multă și aglomerație, este și gălăgie, este zgomot. Aici cred că am trecut și azi dimineață când am ajuns de la aeroport. În zona aceasta e foarte drăguț. Cred că suntem pe Via Roma, dacă nu mă înșel. Bineînțeles, Via Roma fiind tot timpul o stradă destul de frumoasă, oriunde ai merge, în orice oraș din Italia. Arată foarte diferit acest loc și parcă e mult mai aranjat. Are cumva un fel de similaritudine cu Spania. Îmi amintește oarecum de Valencia, așa, cu vibe-ul acesta. Găsim fel de fel de obiective și ne abatem tot de la drum. Bine, e o abatere de câțiva metri, dar priviți ce străduțe, ce interesante străduțe găsim permanent, pentru că ne abatem câte un pic de la drumul nostru. Și ni se par destul de spectaculoase. Așa că decidem să mergem, să o luăm la pas. Da, și cam așa am putea spune că arată orașul. Este un oraș în care se folosesc foarte multe motociclete. Peste tot găsești o masă, un bar, o terasă, unde poți să stai să mănânci, să bei, să te relaxezi sau să te odihnești, pur și simplu. Și câte o biserică la fiecare colț unde să intri și să te rogi. Și haideți că ne apropiem cu pași înceți, dar siguri, de mare. Sperăm să nu fie foarte mare vânt acolo, foarte mare curent, pentru că și în oraș chiar am simțit treaba asta. Fiind o insulă mult mai mică decât Regatul Unit, ca să spun așa, se simt curenții mult mai tare, pentru că aici suntem aproape de mare, iar chiar dacă suntem în oraș, curenții se simt destul de tare. Deci sunt curios să vedem cum o să fie pe plajă. Ceea ce vedeți acum în aceste imagini sunt opere de artă stradală dedicate lui Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, doi procurori italieni care au fost asasinați de mafie în anii 90 pentru lupta lor împotriva crimei organizate. Aceste murale sunt adesea create pentru a comemora și pentru a transmite un mesaj împotriva corupției și crimei organizate. Poarta Felice este o poartă istorică din Palermo. Ea marchează intrarea în cartierul Calza, unul dintre cele mai pitorești și vibrante cartiere din oraș. Poarta datează din secolul al XVII-lea și a fost inițial construită pentru a proteja orașul împotriva invaziilor și asigura controlul asupra accesului în interiorul fortificațiilor. Astăzi, Poarta Felice este unul dintre cele mai importante puncte de acces din Calza și este înconjurată de clădiri istorice, restaurante, magazine și alte atracții turistice. Putem spune într-un final că am ajuns și la mare, dar nu încă și la plajă. Plaja, din câte am văzut pe hărți, este mult, mult mai încolo. Vedem, poate încercăm să ajungem și acolo, nu promitem. Suntem un pic obosiți. Aseară nu prea am dormit. De obicei, noi nu prea dormim înainte să mergem într-o vacanță, pentru că zborurile noastre sunt foarte de dimineață, iar noi suntem obișnuiți să ne culcăm destul de târziu. Așa că am dormit undeva la 2 ore seara. Dar cu această priveliște parcă te încarci de energie. Am zis că trebuie să împărtășim cu voi acest lucru. Mi s-a părut foarte interesant să avem aici palmieri, iarbă, parc de distracții pentru părinți și copii. Și chiar lângă noi, chiar aici lângă noi, marea. De obicei suntem obișnuiți să vedem nisip lângă mare, nu iarbă verde, parcuri. Este cu totul diferit, am putea spune. Este ceva deosebit, nu-i așa? Acestea fiind spuse, noi ne luăm la revedere de la voi. Cred că o să mai ieșim un pic mai diseară prin oraș. Mergem un pic să ne odihnim, pentru că am spus mai devreme, nu prea am dormit aseară. Am văzut o bună parte din oraș astăzi, dar mai avem încă o parte neexplorată care o lăsăm pe mâine. Încercăm, cum am spus, să ieșim un pic mai diseară, să vedem cum este orașul și seara. Dar am zis că să facem încheierea acum, pentru că este lumină, este frumos
și încă se vede. Încercam mai devreme cu Lenița să găsim un supermarket, să și luăm niște încă apă. Căutăm. Legenda spune că încă căutăm un supermarket în Palermo să bem apă și nu ne-am găsim. Dat seama că nu prea sunt supermarketuri. Adică, nu știu, cel puțin prin zonele acestea turistice, greu găsești un supermarket să mergi să iei un, nu știu, o sticlă de apă sau ceva de ronțăit, să ai ceva seara, habar n-am. Da, ciudat, dar vedem, nu știu. Dar ne învârtim și ne învârtim până găsim. Până găsim ceva. Da. Bine, atunci, mulțumim frumos pentru vizionare, sperăm că v-a plăcut videoul nostru și dacă v-a plăcut, vă rugăm frumos să ne dați un share, un like și un subscribe, pentru că ne ajută foarte mult să creștem. Asta așa este. Și vă mulțumim frumos și ne auzim data viitoare cu celălalt vlog de aici, din Palermo, Sicilia. Pa, pa!